Totul a început într-o iarnă, când părinții m-au adus la bunica mea, fiind plecați la un chef și bunica, neștiind ce să-mi povestească, îmi citea Biblia. Unul din aceste citate mi-a marcat foarte mult destinul și mi-a rămas să circule împreună cu sângele meu. Drumurile Domnului sunt nebănuite. Toate călătoriile mele au început iarna. Un sezon când te muzi într-un punct spre altul și prima călătorie a fost surprinzătoare, pentru că atunci când călătorești dintr-o zonă în alta sau în cadrul unui continent, nu simți prea mult plecarea sau călătoria. Or, prima mea călătorie a fost iarna și am ajuns în America Latină, unde era plus 45 de grade. Thank you.